Capitolul 11. Insula căutătorului de fiare vechi. Scenele următoare se vor petrece în seara zilei în care doamna Serafin, din ordinul notarului Ferrin, se dusese la Marsial, piras de apă dulce, stabilit într-o mică insulă de pe Sena, nu departe de podul de la Anier. Bătrânul Marsial, mort pe eșafot ca și tatăl său, lăsase o văduvă cu 4 băieți și 2 fete. Al doilea fiu fusese între timp condamnat la muncă silnică pe viață. Din toată numeroasa familie rămăsese deci în insula căutătorului de fier vechi, vom spune de ce în regiune îi se zice astfel acestui cuib de hoți, bătrâna Marsial, 3 băieți, cel mai mare, amantul Lupoaicei, avea 25 de ani, celălalt 20 de ani, iar cel mai mic 12. Mai erau 2 fete, una de 18, a doua de 9 ani. Exemple de asemenea familii în care se moștenește un fel de înspăimântătoare ereditate în crimă sunt, din păcate, destul de frecvente. Șeful familiei, Marsial, primul care s-a stabilit pe această insulă în schimbul unei chirii modeste, era căutător de fier vechi. Căutătorii, docherii și demontatorii de vase stau toată ziua în apă până la brâu ca să-și facă meseria. Docherii descarcă lemnele, demontatorii desfac plutele care au adus lemnele. Tot în apă lucrează și căutătorii, dar cu alt scop. Înaintând în apă cât pot rezista, culegătorul adună cu ajutorul unei drage lungi nisipul râului de sub mâl. Apoi, strângându-l în căzi mari de lemn, îl spală ca pe un mineral sau ca pe un nisip aurifer și adună astfel o mare cantitate de bucăți metalice de tot soiul, fier, cupru, fontă, plumb, cositor, provenind din resturile a fel de fel de unelte. Adesea, culegătorii găsesc în nisip frânturi de aur sau de argint aduse de Sena, fie prin canale, fie de cantitățile de zăpadă sau de gheață îngrămădite pe străzi, care iarna se aruncă în fluviu. Nu știm în virtutea cărei tradiții sau cărui folos acești muncitori, în genere cinstiți, pașnici și sârguincioși, au căpătat un nume atât de ciudat. Tatăl Marsial, primul chiriaș al insulei, până atunci nelocuită, fiind căutător de fier vechi, supărătoare excepție, locuitorii de pe malurile fluviului au numit-o insula căutătorului. Locuința piraților de apă dulce este deci așezată în partea de miază zi a acestui teren. Ziua se poate citi pe o firmă ce se bălăbănește deasupra ușii la întâlnirea căutătorilor de fier vechi, vin bun, plachie bună și pește prăjit. Se închiriază bărci pentru preumblări. De unde se vede că, pe lângă meserile cunoscute sau oculte, șeful acestei familii blestemate o avea și pe aceea de cârciumar, de pescar și de proprietar de bărci. Văduva celui executat continua să țină casa. Oameni fără căpătâi, vagabonzi certați cu justiția, îmblânzători de animale, coțcari, veneau să-și petreacă acolo duminicile și chiar zilele de lucru. Marsial, amantul Poaicei, fiul cel mai mare al familiei, cel mai puțin vinovat dintre toți, pescuia cu furie și, la nevoie ca un adevărat asasin tocmit, lua partea celor slabi împotriva celor tari, bineînțeles, contraplată. Unul din ceilalți frați, Nicola, viitorul complice al lui Barbillon în proiectata asasinare intermediarei de diamante, trecea drept culegător de fier vechi, dar, de fapt, se îndelnicea cu pirateria de apă dulce pe Sena și pe malurile ei. În sfârșit, François, cel mai mic dintre băieții executantului, conducea pe curioșii care veneau să se plimbe cu luntrea. Vom aminti numai promemoria de Ambroise Marsial, condamnat la ocnă pentru furt prin infracție și tentativă de omor. Fica mai mare, supranumită Tărtăcuța, își ajută mama la gătit și la servitul mușteriilor. Sora ei, Amandine, în vârstă de 9 ani, se ocupă și ea de gospodărie, după puterile ei. Noaptea era neagră. Nori grei, cenușii, opaci, alungați de vânt, lăsau să se întrevadă printre drăstrămăturile lor fanteziste câte puțin din cerul sumbru, scăpărând de stele. Silueta insulei, tivită de plopi înalți și dezgoliți, se deslușea puternic în negru pe întunecimea diafana cerului și pe străvezimea alburia fluviului. Casa, cu frontoane neregulate, este toată învăluită în umbră. Numai 2 ferestre de la parter sunt luminate. Geamurile lor lucesc. Luminile roșii se oglindesc ca niște limbi lungi de foc în valurile mici care scaldă debarcaderul aflat aproape de casă. Lanțurile care leagă bărcile fac să se audă o zornăială sinistră, care se înfrățește trist cu răbufnelile crivățului în crăcile plopilor și cu mugetul înfundat al apelor mari. O parte din familie este strânsă în bucătăria casei. Această încăpere e mare și joasă. În fața ușii sunt 2 ferestre, sub ele se vede o mașină de gătit. La stânga,
O vatră înaltă și la dreapta o scară spre catul de sus. Lângă ea se află intrarea către o sală mare, cu mai multe mese pentru obișnuiții cărciumii. Lumina unei lămpi, unită cu flăcările din cămin, face să strălucească numeroase crătiți și alte vase de aramă, atârnate de-a lungul pereților sau înșirate pe polițe, alături de niște oale de lut. O masă mare ocupă mijlocul acestei bucătării. Văduva ghilotinatului, înconjurată de trei din copiii ei, stătea la gura vetrei. Această femeie înaltă, slabă, pare să aibă 45 de ani. E îmbrăcată în negru, o basma de doliu înodată sub bărbie, ascunzându-i părul, scoate la iveală fruntea teșită, palidă, de timpuriu brăzdată de zbârcituri. Nasul lung, drept și ascuțit, pomeții proeminenți, obrazul subt cu pielea gălbejită și ciupită de vărsat, colțurile gurii căzute, dau expresie și mai aspră acestui chip rece, sinistru, imobil, ca o mască de piatră. Sprâncenele cenușii îi străjuiesc ochii de un albastru șters. Văduva, ajutată de cele două fete ale ei, coase. Cea mai mare, uscățivă și înaltă, seamănă mult cu mama ei. Aceeași înfățișare placidă, aspră și rea, nasul subțire, gura severă, privirea ștearsă. Fața ei pământie, galbenă ca o gutuie, i-a atras porecla de tărtăcuța. Nu poartă doliu. Rochia e ca fenie, boneta de tul negru descoperă un păr rar, cu cărare la mijloc, de un blond spălăcit și fără luciu. François, cel mai tânăr dintre copiii Marțial, ghemuit pe un scăunaș, repară o plasă de pescuit, dăunătoare, sever interzisă pe Sena. Fața pârlită de arșiță și vânt este totuși înfloritoare. O claie de păr roșu îi acoperă capul. Trăsăturile sunt armonioase, buzele pline, fruntea bombată, ochii vii, pătrunzători. Nu seamănă nici cu mama, nici cu sora lui mai mare. Are o privire șireată, dar temătoare. Din timp în timp, printr-o șuviță ce-i cade pe frunte, se uită pieziș spre mama lui, bănuitor. Sau schimbă o privire de înțelegere și simpatie cu sora lui mai mică, Amandine. Aceasta stă lângă fratele ei și ocupată nu să marcheze, ci să descoasă inițialele de pe niște rufe furate în ajun. Are 9 ani, seamănă cu fratele, după cum sora ei seamănă cu mama lor. Trăsăturile ei sunt mai puțin grosolane decât ale lui François. Cu toate că e plină de pistrui, fața îi e de o rară prospețime. Buzele cărnoase și rumede, părul roșcat, dar fin, mătăsos, lucitor, ochii mici, dar de un albastru limpede și molcom. În privirea Amandinei, o întâlnește pe aceea fratelui ei, îi arată ușa. La acest semn, François răspunde cu un suspin. Apoi, atrăgând atenția surorii lui printr-un gest grăbit, numără grijuliu cu vârful suvecii 10 ochiuri de plasă. Asta înseamnă, în limba copiilor, că fratele lor Marțial nu se înapoiază decât la orele 10. Văzându-le pe cele două femei tăcute, cu chipul dur și rău, pe cei doi bieți copii, neliniștiți, tăcuți, înfricoșați, ghicei ușor că ai în față doi călăi și două victime. Tărtăcuța, văzând că Amandine s-a oprit o clipă din lucru, îi spune cu asprime: o să-i sprăvești odată să descoși monogramele de pe cămașa aia? Copila plecă ochii fără să răspundă și, cu ajutorul degetelor și al foarfecelor, sfârși prin a scoate în grabă firele de bumbac roșu cusute pe pânză. După câteva clipe, Amandine, adresându-se sfioasă văduvei, îi arătă lucrul. Mamă, am isprăvit! Fără îi răspunde, văduva îi aruncă o altă rufă. Fata n-o putu prinde la timp și o lăsă să cadă. Sora ei mai mare îi dăte cu mâna ea, ei grea, ca de lemn, o lovitură zdravănă peste braț, țipând. Dobitoaco! Amandine se așeză la loc și își relă lucrul, după ce schimbase cu fratele ei o privire în care se lucea o lacrimă. Tăcerea continua să dumnească în bucătărie. Afară, vântul gemea mereu și clătina firma cărciumii. Acest trist scârțâit și clocotul înăbușit al unei cratițe de pe foc erau singurele zgomote ce se auzeau. Cei doi copii observau cu groază ascunsă că mama lor nu vorbea. Deși era de obicei tăcută, acest mutism complet și o strângere a buzelor prevesteau că văduva era în ceea ce ei numeau o furie surdă, adică pradă unei enervări cumplite. Focul era pe cale să se stingă din lipsă de lemne. François, o buturugă, spuse tărtăcuță. Tânărul reparator de plase interzise se uită în spatele vetrei și răspunse: nu mai sunt buturugi. Du-te în șopron, îi porunci tărtăcuța. François mormăi câteva vorbe neînțelese, dar nu se mișcă. Ei, François, nu mă auzi? Relua acru tărtăcuța. Văduva luă un ștergar de pe care descosea și ea inițialele și aruncă o privire fiului ei.
Acesta ținea capul plecat, dar bănuia, sau mai bine zis simțea cumplita privirea mamei ațintită asupra lui. Temându-se să înfrunte această față înfricoșătoare, copilul stătea nemișcat. François, e surd!" strică tărtăcuța supărată. Mama, uită-te la el!" Sora mai mare își asumase rolul de acuzatoare a celor doi copii și dicta pedepsele pe care văduva le aplica fără milă. Amandine, fără a fi observată, atinse ușor cotul fratelui ei pentru a-l îndemna să asculte de tărtăcuța. François nu se mișcă. Sora mai mare se uită la mama ei ca să-i ceară pedepsirea vinovatului. Văduva o înțelese. Tărtăcuța se aplecă, luă unelta de corecție și o trecu văduvei. François urmărise cu atenție gestul mamei. Se ridică repede și, dintr-un salt, se puse la adăpost de amenințarea nuielei. Vrei ca mama să te stâlcească în bătaie?" strigă tărtăcuța. Văduva, ținând mereu nuiaua în mână, strângându-și și mai mult buzele palide, se uită țintă la François fără a scoate o vorbă. După tremuratul mâinilor Amandinei, care își ținea capul plecat, după roșața ce acoperise dintr-o dată gâtul, se vedea că fata, deși deprinsă cu asemenea scene, era îngrozită de soarta ce l-aștepta pe fratele ei. Acesta, ghemuit într-un colț al bucătăriei, părea speriat și agitat. Ia seama! Mama o să se ridice și o să fie prea târziu!" adăugă sora mai mare. Tot una mie!" reluă François pălind. Vreau mai bine să fiu bătut ca alaltăieri, decât să mă duc în șopron. Și încă noaptea!" Și de ce, mă rog?" întrebă tărtăcuța, pierzându-și răbdarea. E frică!" răspunse copilul înfiorându-se fără să vrea. Ți-e frică, tâmpitule? Și de ce?" François dădu din cap fără să răspundă. O să vorbești odată. De ce ți-e frică?" Nu știu de ce, dar mi-e frică. Ai fost acolo de 100 de ori și chiar aseară. Nu mai vreau să mă duc acum." Ia seama că acum se ridică mama de pe scaun." Cu atât mai rău," strigă copilul. Să mă bată, să mă omoare. Nu mă duc în magazie noaptea și gata." Încă o dată, de ce?" reluă tărtăcuța. Ei bine, fiindcă..." Fiindcă? Fiindcă e cineva." E cineva?" Îngropat acolo," murmură François înfiorat. Văduva ghilotinatului, cu toată aparenta ei nepăsare, nu-și putu stăpâni o tresărire bruscă. Fica ei de asemenea. S-ar fi zis că aceste două femei au fost străbătute de aceeași zguduire electrică. E cineva îngropat în magazie?" reluă tărtăcuța ridicând din umeri. Da," spuse François, cu o voce așa de înceată că abia putut fi auzit. Mincinosule," strigă tărtăcuța. Îți spun eu, că adineauri așezând lemnele, am văzut într-un colț întunecat al magaziei un os de mort. Ieșea din pământul umed din jur. Îl auzi, mamă? Ce prost mai e," zise tărtăcuța, făcând mamei un semn de înțelegere. Sunt oase de berbec pe care le pun acolo pentru leșie." Nu era os de berbec," exclamă copilul înspăimântat. Erau oase îngropate." Oase de om mort. Din pământ ieșea un picior. L-am văzut bine. Și te-ai apucat numai decât să povestești faimoasa ta descoperire fratelui tău? Bunului tău prieten Marțial, nu-i așa?" spuse tărtăcuța cu o ironie sălbatică. François nu răspunse. Turnă, torticălos!" strigă tărtăcuța furioasă, fiindcă e fricos ca un iepure, e în stare să ne ducă la cuțitoaie, cum a fost dus tatăl nostru." Fiindcă mă faci turnător!" strigă exasperat François, o să spun totul fratelui meu Marțial. Nu i-am zis nimic până acum, pentru că nu l-am mai văzut. Dar când o să vină diseară, o să..." Copilul nu cuteze să sfârșească vorba. Mama lui se îndreptă spre el, calmă, dar neînduplecată. Deși se ținea de obicei cam adusă din șale, statura ei era prea înaltă pentru o femeie. Ținând nuiaua cu o mână, apucându-l cu cealaltă pe copil de braț. Cu toată groaza, opunerea, rugămințile și lacrimile băiatului îl târâ după ea și îl sili să urce scara din fundul bucătăriei. După o clipă, se auziră de sus tropăieli surde, însoțite de strigăte și de hohote de plâns. După câteva minute, zgomotul încetă și văduva coborâ. Apoi, la fel de nepăsătoare, puse nuiaua de salci la locul ei, se așeză lângă vatră și își reluă lucrul fără să scoată o vorbă. Partea a șasea. Capitolul întâi. Piratul de apă dulce. După câteva clipe de tăcere, văduva ghilotinatului zise fiicei sale: du-te și adu lemne. Noaptea asta vom face regulă în șopron la înapoiarea lui Nicola și a lui Marțial. Marțial? Vrei de să-i spui și lui că... Lemne, reluă văduva, închizând gura fiicei sale. Obișnuită să se supună acestei voințe de fier, fata aprinse un felinar și ieși. Când deschise ușa, o întâmpină o noapte neagră. Se auzeau pârâiturile plopilor înalți, zguduiți de vânt, zângănitul de lanțuri al bărcilor, șuieratul crivățului,
mugetul fluviului. Aceste zgomote erau de o tristețe covârșitoare. În timpul scenei precedente, Amandine, îngrijorată de soarta lui François pe care îl iubea mult, nu îndrăznise nici să ridice ochii, nici să șteargă lacrimile care îi picurau pe genunchi. Suspinele o năbușau și încerca să-și comprime și zvâcnelile inimii care se zbătea de teamă. Lacrimile îi întunecau vederea. Grăbindu-se să descoase inițialele de pe cămașa ce îi se dăduse, se rănise la mână cu foarfeca. Înțepătura sângera, dar biata copilă se gândea mai puțin la durerea ei decât la pedeapsa ce o aștepta pentru că pătase rufa cu sânge. Noroc că văduva, absorbită de gândurile ei, nu observase nimic. Tărtăcuța se înapoie aducând un coș plin cu lemne. La privirea întrebătoare a mamei, răspunse cu un semn afirmativ din cap. Asta însemna că, într-adevăr, piciorul mortului ieșea din pământ. Văduva își strânse buzele și continuă să lucreze, numai că părea să mânuiască mai repede acul. Tărtăcuța înteții focul, supraveghe clocotitul cratiței din colțul plitei, apoi se așeză lângă mama ei. Nicolas nu vine, zise ea. Numai de nu l-ar fi băgat în vreo încurcătură femeia aia bătrână de azi dimineață, care îi dăduse o întâlnire foarte dubioasă. N-a vrut să dea nicio lămurire, nici să spună numele, nici de unde venea. Văduva ridică din numeri. Crezi că nu e nicio primejdie pentru Nicola, mamă? La urma urmei, poate că ai dreptate. Bătrâna ai ceruse să fie la 7 seara pe cheiul Billy, în fața gării, și să aștepte acolo un om care voia să vorbească și care va rosti cuvântul Bradamanti ca parolă. De fapt, asta nu-i primejdios. Dacă Nicola întârzie, înseamnă că s-a ivit vreo pleașcă pe drum, ca alaltă rufele astea șterpelite din luntra unei spălătorese. Și arătă una din cămășile de pe care Amandine descosea monogramele. Apoi, adresându-se copilei, ce înseamnă șterpelii? Asta înseamnă să iei, răspunse fata fără să ridice ochii. Asta înseamnă să furi, prostuțo, auzi? Să furi. Da, surioară. Și când știi să șterpelești bine ca Nicola, ai totdeauna ceva de câștigat. Rufele pe care le-a furat ieri ne-au prins bine și nu ne costă decât scoaterea semnelor, nu-i așa, mamă? Adăugă tărtăcuța cu un hoho de râs, care dădea la iveală niște dinți dezgoliți și galbeni, ca și pielea obrazului ei. Văduva nu păru să guste prea mult această glumă. Fiindcă veni vorba de refăcut gospodăria noastră pe gratis, reluă tărtăcuța, putem găsi cele de trebuință și la o altă prăvălie. Și doar că de câteva zile, un bătrân a venit să locuiască în casa de la țara domnului Griffon, doctorul ospiciului din Paris. Cunoști clădirea aia singuratică, la 100 de pași de malul apei, în fața cuptorului de Ipsos? Văduva și plecă fruntea. Nicola spunea ieri că acum ar fi poate timpul să dăm acolo o lovitură, urmă tărtăcuța. Și am aflat azi dimineață că e o pradă sigură. O să trebuiască să o trimitem pe Amandine să dea târcoale casei. Nu o să o ia nimeni în seamă. Se preface că se joacă, se uită peste tot și vine apoi să ne spună ce a văzut. Tu auzi ce zic? Adăugă tărtăcuța cu asprime, adresându-se Amandinei. Da, surioară, o să mă duc, răspunse fata tremurând. Spui mereu, o să fac și o să dreg, dar nu faci nimic prefăcut-o. Ultima oară ți-am spus să furi 5 franci din șteșgheaua băcanului de la Anie, în timp ce eu îl țineam de vorbă în celălalt colț al prăvăliei. Era ușor, nimeni nu se ferește de un copil. De ce nu m-ai ascultat? Nu m-a tras inima, n-am îndrăznit. Ieri totuși ai îndrăznit să fură o batistă din tolba negustorului ambulant, în timp ce îl căuta clienții în cărciumă. A simțit ceva idiotă? M-ai silit! Batista era pentru tine și apoi nu era vorba de bani. Ce importanță are? Vezi, ca să iei o batistă nu e atât de rău ca atunci când fur bani. Spune drept. Marțial îți bagă în cap bagățaconile astea, nu-i așa? O luă tărtăcuța în râs. Cu siguranță că o să-i raportezi totul. Tornătoare mică ce ești. Crezi că ne temem că o să ne mănânce? Marțial al tău. Apoi, adresându-se văduvei, adăugă. Vezi, mamă, el o să o sfârșească rău. Vrea să comande aici. Nicola e furios pe el, ca și pe mine. Îi îndârjește pe Amandine și pe François contra noastră, contra ta. Crezi că asta mai poate continua? Nu, răspunse mama scurt și aspru. Și mai ales de când lupoaica lui e la Saint-Lazare, e dezlănțuit împotriva tuturor. Da, e vina noastră că ea se află la pușcărie. Odată ieșită de acolo, n-are decât să vină aici. O aranjez eu. Iau eu măsuri. Deși o face pe afurisita. După clipă de gândire, văduva o întrebă. Crezi că e de dat o lovitură la bătrânul din casa doctorului? Da, mamă. Arată ca un cerșător. Nu are importanță. E totuși un nobil. Un nobil? Da, și are aur în pungă, deși umblă pe jos în fiecare zi și se înapoiază tot așa, cu un baston gros drept răsură.
De unde știi că are aur? Nu de mult am fost la poșta din Anie să văd dacă n-a sosit vreo scrisoare de la Toulon. La aceste cuvinte, care îi aminteau că fiul ei e la ocnă, văduva încruntă din sprâncene și șnăbuși un suspin. Tărtăcuța continuă. Mi-așteptam rândul când a intrat bătrânul care locuiește în casa doctorului. L-am recunoscut numai decât după barba lui albă ca și părul, după fața roșcovană și sprâncenele negre. Nu pare prea binevoitor. Cu toată vârsta lui, trebuie să fie un bătrân dârz de tot. A întrebat-o pe funcționară. Aveți scrisori de la Angers pentru domnul conte de Saint-Rémy? Da, i-a răspuns ea. Iată una. E pentru mine, spuse el. Iată pașaportul meu. Pe când funcționarea l-a examinat, bătrânul, pentru a plăti timbrele, și-a scos punga de mătase verde. Înăuntru am văzut lucindaurul. Era o grămadă cât pumnul. Cel puțin 40 sau 50 de ludovici, exclamă tărtăcuța cu ochii strălucind de lăcomie. Și totuși îmbrăcat ca un golan. E unul din bătrânii ăia zgârciți, doldora de bani. Lasă, mamă, îi știu numele. Asta ne va sluji poate ca să pătrundem la el. După ce Amandin o să ne spună dacă sunt servitori acolo. Niște lătrături furioase întrerupseră vorba tărcutăcuței. A, latră câinii, spuse ea. Se aude o barcă. E Marțial sau Nicola? La numele Marțial, trăsăturile Amandine exprimară o bucurie reținută. După câteva minute de așteptare, pe când ea privea țintă, cu neliniște și nerăbdare spre ușă, văzu intrând, spre părerea ei de rău, pe Nicola, viitorul complice al lui Barbion. Înfățișarea lui Nicola era josnică și feroce. Mic, slăbănog, pirpiriu, nu fi-ați fi spus că făcea o meserie atât de periculoasă și de criminală. Din nefericire, o sălbăticie rară înlocuia la acest mizerabil forța fizică. Peste o bluză scurtă de pânză, Nicola purta un fel de pieptar fără mâneci, făcut din piele de țap, cu peri lungi ca fenii. Intrând, aruncă pe jos un drug de cupru pe care îl purtase cu greutate pe umăr. Bună seara și pradă bună, mamă!" strigă el cu voce spartă și răgușită după ce le pădase povara. Mai sunt încă 3 lingouri ca ăsta în lântrea mea, un pachet de boarfe și o ladă plină cu nu știu ce, fiindcă nu mi-am dat-o lusteneala să o deschid. Poate că m-am păcălit. O să vedem." Și omul de pe cheiul Billy?" întrebă tărtăcuța pe când văduva își privea în tăcere fiul. Acesta, drept răspuns, își băgă mâna în buzunarul pantalonului și, scuturându-l, făcu să sune un număr mare de monezi de argint. I-ai luat toate astea?" strigă tărtăcuța. Nu. I-a dat el singur 200 de franci și o să mai scui pe 800 când voi... Da, ajunge. Mai întâi să descărcăm barca. Pe urmă să avem timp de palavre." Marțial nu e aici?" Nu," răspunse sora. Cu atât mai bine. O să împărțim prada fără el. Numai să nu afle." Ți-e teamă de el, fricosule?" spuse acră tărtăcuța. Teamă de el? Mie?" Ridică din umeri. Mi-e frică să nu ne vândă. Asta-i tot. Cât despre teama de el, șișul meu are limba prea bine ascuțită." O, când nu e de față, te lauzi, dar când vine, îți închide pliscul." Nicola rămase nepăsător și continuă. Haide, repede, repede, la barcă. Dar François unde e, mamă? Ne-ar putea ajuta." Mama l-a încuiat sus, după ce i-a tras o chelfăneală. O să se culce nemâncat," interveni tărtăcuța. Bine, bine, dar să vină totul să ajute la descărcat. Nu ești de părere, mamă? Eu, el și tărtăcuța băgăm totul în casă, cât ai băte din palme." Văduva ridică un deget către tavan. Tărtăcuța înțelese și se duse să-l aducă pe François. Fața întunecată a mamei Marțial se destinsese nițel de când sosise Nicola. Îl iubea mai mult decât pe tărtăcuța, mai puțin totuși decât pe fiul de la Toulon, cum spunea ea, deoarece dragostea maternă a acestei creaturi năprasnice creștea în raport cu gradul de criminalitate al copiilor ei. Această perversă preferință lămurește îndeajuns ostilitatea văduvei față de cei doi copii mai mici, care nu aveau porniri rele, și ura ei cumplită față de Marțial, fiul ei mai mare, care, fără să ducă o viață ireproșabilă, putea trece drept un om cât se poate de cinstit, dacă îl comparai cu Nicola, cu tărtăcuța și cu fratele de la Toulon. Ce-i mai șterpeli noaptea asta?" îl întrebă văduva pe Nicola. Înapoiindu-mă de pe cheiul de la Billy, la unde l-am întâlnit pe cetățeanul cu care am vorbit astă seară lângă podul invalizilor, am găsit o corabie acoperită cu coviltir, legată de chei. Era întuneric. I-am zis, nu e lumină în cabină, marinarii sunt pe uscat, intru în ea. Dacă dau de cineva, cer un capăt de frânghie ca să-mi întăresc vâsla. Cobor în cabină. Nimeni. Atunci iau ce găsesc. Boarfe, o ladă mare și pe punte 4 drugi de aramă. Trebuie să știi că am făcut 2 drumuri. Corabia era încărcată cu aramă și fier. Dar iată-i pe François și pe tărtăcuța. Repede la lundre. Hai, aleargă și tu odată, Amandino. Vei căra boarfele.
Înainte de a vâna, trebuie să știi să duci vânatul. Rămasă singură, văduva început să se ocupe de cina familiei. Așeză pe masă pahare, sticle, farfurii de faianță și tacâmuri de argint. În clipa când sfârșise, veniră și copiii încărcați. Greutatea celor doi drugi de aramă pe care îi ducea pe umeri păreau să-l doboare pe micul François. Amandine dispărea aproape sub grămada de țoale furate pe care o ducea pe cap. În schimb, Nicola, ajutat de tărtăcuța, căra o ladă de lemn pe care șezase al patrulea drug de aramă. Lada, lada, să spargem lada, strigă tărtăcuța cu o nerăbdare sălbatică. Drugii de aramă fură aruncați pe jos. Nicola se folosi de tăișul toporiștei ce purta la cingătoare, pe care o introduse sub capacul lăzii așezate în mijlocul bucătăriei, încercând să o deschidă. Lumina roșiatică și pâlpâietoare din vatră lumina această scenă. Afară, șuieratul vântului creștea mereu. Nicola, în blana lui de țap, așezat pe vine în fața lăzii, opintindu-se să o spargă, profera înjurături cumplite, văzând că rezistă la sforțările lui zadarnice. Cu ochi strălucitori de lăcomie, cu obrașii aprinși de pofta jafului, tărtăcuța, în genunchi, pe capac, îl apăsa cu toată greutatea trupului ei ca să dea un punct de sprijin pârghiei lui Nicola. Văduva, despărțită de acest grup din cauza mesei, încovăindu-se cât era de înaltă, urmărea cu ochii scânteind de o lăcomie febrilă obiectul furat. În sfârșit, lucru urât și din nenorocire profund omenesc, cei doi copii, ale căror instincte sănătoase rezistaseră adeseori influenței nefaste acestei corupții familiale, cei doi copii, uitând scrupulele și temerile lor, cedau unei curiozități fatale. Strânși unul lângă altul, cu ochi strălucitori, cu răsuflarea precipitată, François și Amandine nu erau mai puțin grăbiți să cunoască conținutul lăzii, nici mai puțin contrariați de încetinalea lui Nicola. În sfârșit, capacul sări în țăndări. A, strigă familia într-un glas, nemaiputând de bucurie. Și toți, de la mamă și până la fata cea mică, se repeziră cu o pornire nestăvilită la cufărul spart. Expediată probabil din Paris, unui negustor de neutoți al unui oraș riveran, lada conținea o mare cantitate de cupoane de stofă pentru femei. Nicola nu s-a păcălit, exclamă tărtăcuța, desfăcând o bucată de muselină de lână. Nu, răspunse tâlharul, desfășurând la rândul lui un pachet de fulare. Mi-am scos cheltuielile. Stofă de mătase? Asta se vinde ca pâinea caldă, spuse văduva, băgând și ea mâna în ladă. Tăinuitoarea lui Braț Roșu, care stă în strada templului, o să cumpere stofele, adăugă Nicola. Iar taica Micu, cel care închiriază odăi mobilate în cartierul Saint-Honoré, o să se ocupe de celelalte. Amandine, șopti François surorii sale, ce cravată frumoasă s-ar face din aceste batiste de mătase pe care le ține în mână Nicola. Ba și o basma frumoasă, răspunse fata cu admirație. Trebuie să mărturisești că ai avut noroc urcându-te în acea barcă, Nicola, spuse tărtăcuța. Minunat! Acum iată și șalurile. Sunt trei, borangic veritabil. Uită-te și tu, mamă! Mătușa Biuret o să ne dea cel puțin 500 de franci pe toate, zise văduva după cercetarea mănunțită. Asta înseamnă că merită cel puțin 1500 de franci, răspunse Nicola. Da, cum se spune, orice tăinuitor e și hoț. Ei, și nu-mi pasă. Nu știu să mă tocmesc. O să fiu și de rândul ăsta păcălit. O să fac cum vrea mama Biuret și taica Micu. Ăsta mi-e prieten. Totuna, e hoț ca și ceilalți, bătrânul vânzător de fier vechi. Dar canalile astea de tăinuitori știu că lumea are nevoie de ei și profită, reluă tărtăcuța, înfășurându-se într-unul din șaluri. Nu mai e nimic, constată Nicola, dând de fundul lăzii. Acum să împărțim totul, spuse văduva. Eu iau șalul ăsta, interveni tărtăcuța. Îl iei, îl iei, strigă repezi Nicola. Hai să-l iei dacă ți-l dau. Tu iei mereu. Tu, madame fără rușine. Ia te uită. Și tu, mă rog, te jenezi să iei? Eu fur punându-mi pielea în joc. Nu tu ai fi fost înhățată dacă aș fi fost prins pe luntre. Ei bine, ia-ți șalul, îmi bat joc de el, replică acră tărtăcuța aruncându-l în ladă. Nu, nu vorbesc de șal. Nu sunt așa de zgârcit să mă calicesc pentru un șal. Unul mai mult sau mai puțin, mama Biuret nu o să dea alt preț. Ea cumpără cu toptanul, reluă Nicola. Dar în loc să spui că e șalul acesta, poți să-mi cer să ți-l dau. Haide, ia-l, păstrează-l, că de nu îl arunc în foc, să fiarbă mai repede cratița. Aceste vorbe potoliră proasta dispoziție a tărtăcuței, așa că luă șalul fără ciudă. Nicola era fără îndoială într-un acces de dărnicie, căci, desfăcând cu dinții marginea unei bucăți de mătase, rupse două fâșii și le aruncă Amandinei și lui François, care nu mai puteau de admirație. Iată, pentru voi, ștrengarilor!
Aceasta tocmai o să vă deștepte gustul de șterpeleală. Pofta, vine mâncând. Acum, duceți-vă la culcare. Eu am o vorbă cu mama. O să vă aducă mâncarea sus. Cei doi copii bătură vesel din palme și fluturară triumfător fularele primite. Ei bine, prostuților, zise tărtăcuța, o să mai ascultați de Marțial? V-a dat el vreodată șaluri ca astea? François și Amandine se priviră, apoi lăsară capul în jos fără să răspundă. Răspundeți, îi repezi aspru tărtăcuța. V-a făcut Marțial vreodată daruri? E adevărat că nu. Niciodată nu ne-a făcut daruri, zise François, uitându-se încântat la fularul lui de mătase roșie. Amandine adăugă încet. Fratele nostru Marțial nu ne face daruri, fiindcă n-are de unde. Dacă ar fura, ar avea de unde, i-o tăie aspru Nicola. Nu-i așa, François? Da, răspunse François. Apoi urmă. O, ce șal frumos! Ce cravată minunată de duminică! Și eu, ce basma frumoasă, adăugă Amandine. Fără-i mai socoti pe copiii vărarului de la cuptorul de Ipsos, care o să turbeze văzându-vă trecând, zise tărtăcuța, cercetând fețele copiilor ca să vadă dacă au priceput înțelesul răutăcios al vorbelor ei. Ticăloasa creatură le stârnea vanitatea pentru a năbuși ultimele scrupule ale acestor nenorociți. Copiii vărarului, continuă ea, vor avea aerul unor cerșetori, vor plesni de ciudă, pe când voi, cu frumoasele batiste de mătase, veți avea aerul unor mici bogătași. E adevărat, răspunse François. Sunt deci și mai mulțumit de cravata mea frumoasă, fiindcă plozii vărarului o să fie furioși, că n-au și ei una la fel. Nu-i așa, Amandine? Eu sunt mulțumită cu frumosul meu fular. Asta-i tot. Așa că tu n-ai să fii niciodată altceva decât o bleagă, zise cu dispreț tărtăcuța. Apoi, luând de pe masă pâine și o bucată de brânză, le dădu copiilor și le spuse. Duceți-vă la culcare. Iată un felinar, luați seama la foc și stingeți-l înainte de a dormi. A, uitasem, seri Nicola. Dacă o să vă treacă prin cap să-i spuneți lui Marțial de ladă, de drugii de aramă și de boarfe, vă fac să jucați de mama focului și vă iau șalurile. După ce copiii se duseră la culcare, Nicola și sora lui ascunseră boarfele, lada cu stofe și drugii de aramă în fundul unei pivnicioare unde ajungeai coborând câteva trepte, nu departe de vatră. Acum dăm de băut, mamă! Și din al bun, exclamă banditul. O sticlă înfundată de rachiu. Mi-am scos pârleala pe ziua de azi. Mi se cuvine. Adu la masă, tărtăcuțo. Marțial o să roadă oasele rămase. E chiar prea mult pentru el. Acum să vorbim de cetățeanul de pe cheiul Billy, fiindcă mâine sau poimine trebuie să meargă strună dacă vreau să pun mâna pe banii făgăduiți. Mai vorbim de asta, mamă, dar dăm de băut, drace. De băut, că eu plătesc. Și Nicola făcut din nou să sune monedele de 5 franci pe care le avea în buzunar, apoi, lepădând pieptarul de țap și boneta de lână neagră, se așeză la masă în fața unei străchini imense cu tocană de berbec, o bucată de vițel rece și o salată. După ce tărtăcuța aduse vinul și rachiul, văduva, mereu nepăsătoare și întunecată, se așeză la o latură a mesei, având pe Nicola în dreapta, pe fată în stânga, iar în față locurile neocupate ale lui Marțial și ale celor doi copii. Banditul scoase din buzunar un cuțit, lat și lung, cu mânări de os, cu lama ascuțită. Contemplând această armă ucigașă cu un fel de mulțumire sălbatică, se adresă văduvei. Cuțitașul meu taie strașnic. Dă-mi pâinea, mamă! Fiindcă veni vorba de cuțit, îl întrerupse tărtăcuța. François a dat de chestia aia din magazie. De care chestie? Întrebă Nicola fără să priceapă. Am văzut un picior. Al omului? Da, răspunse văduva, prând o felie de carne în farfuria fiului ei. Ciudat lucru! Groapa era doar destul de adâncă, se miră tâlharul. Da, cu vremea se vede că pământul s-a lăsat. Încă noaptea asta trebuie să aruncăm totul în apă, spuse văduva. E mai sigur, răspunse Nicola. O să-i atârnăm un pietroi, legându-l cu un lanț vechi de luntre, adăugă tărtăcuța. Nu-i rău, răspunse Nicola, turnându-și de băut. Apoi, adresându-se văduvei, ținând sticla în sus. Haide, ciocnește cu noi, asta o să te înveselească, mamă. Văduva dădu din cap, îndepărtă paharul și răspunse. Dar omul de pe cheiul Billy? Iată cum stau lucrurile, spuse Nicola, fără să se întrerupă din mâncat și din băut. Ajungând la gară, mi-am legat luntrea și m-am urcat pe chei, la manutanța din Chaillot. Suna ora 7. Nu se vedea nici la 2 pași, atât era de întuneric. Mă plimbam de-a lungul parapetului de vreun sfert de ceas, când aud pe cineva mergând încet în urma mea. Răresc pasul și un bărbat înfășurat într-o manta se apropie de mine tușind. Mă opresc, se oprește și el. Tot ce am putut vedea este că mantaua îi acoperea nasul și pălăria ochii.
Amintim cititorului că acest personaj misterios era Jacques Ferrand, notarul, care, voind să se descotorosească de floarea Mariei, trimisese în chiar dimineața aceea pe doamna Serafin la Marsial, pe care nădăjduia să-i facă uneltele noii lui crime. Bradamanti, îmi spuse cetățeanul. Era parola stabilită cu bătrâna, ca să fiu recunoscut de civilul în chestiune. Culegător de fier vechi, i-am răspuns, după cum ne înțelesesem. Te numești Nicola? Mă întreabă el. Da, cetățene. Ai o luntre? Am patru. E meseria noastră. Luntraș și strângător de fier vechi, la dispoziția dumneavoastră. Iată ce e de făcut, dacă nu ți-e frică. Frică de ce? Să vezi pe cineva necându-se din accident. Numai că e vorba să ajuți la producerea accidentului. M-ai înțeles? A, cetățene, e vorba de să faci un individ să bea din Sena. Așa, din întâmplare? Îmi convine. Da, cum este o treabă delicată, costă cam scump. Cât pentru doi? Pentru doi? Două persoane trebuie făcute ciorbă de pește? Da. 500 de franci de cap, cetățene. Nu e scump. Bine, fie 1000 de franci. Plătiți dinainte. 200 înainte și restul pe urmă. N-ai încredere în mine, cetățene? Nu. Dar poți încasa cei 200 de franci ai mei fără să-ți împlinești obligația. Și, dumneata, cetățene, odată ce am făcut treaba și când îți voi cere cei 800 de franci, poți să-mi răspunzi, mulțumesc și pace bună. E chestie de șansă. Îți convine sau nu? 200 de franci pe șin acum și poi mine seara, aici la 9, îți mai dau 800 de franci. Și cine vă asigură că le-am făcut pe cele două persoane să bea apă? O să aflu. O privește. E în regulă? E în regulă. Iată cei 200 de franci. Acum ascultă-mă. Îi putea recunoaște pe femeia bătrână care a venit să te vadă azi de dimineață? Da. Mâine sau cel mai târziu poimine o să o vezi venind, pe la 4 după masa, pe malul din fața insulei dumitale, cu o tânără fată, blondă. Bătrâna îți va face semn fluturând batista. Bine. Cât timp îți trebuie să ajungi de la mal la insulă? 20 de minute în cap. Luntrile dumitale au fundul drept? Ca palma, cetățene. O să tai cu îndemânare un fel de trapă mare în fundul uneia din ele ca să o poți deschide și să faci persoanele să se afunde într-o clipită. Ai înțeles? Foarte bine. Ești șiret. Am eu o barcă veche pe jumătate putredă. Tot voiam să o desfac. O să fie bună pentru această ultimă călătorie. Pleci dar din insula dumitale cu luntrea asta cu trapă. O barcă bună, condusă de cineva din familia dumitale, te urmează. Tragi la mal, le iei pe bătrână și pe fata blondă în luntrea găurită și te îndrepți către insula dumitale. Dar, la o distanță potrivită, te pleci prefecându-te că repar ceva. Deschizi trapa și săr repede în cealaltă luntre, în timp ce bătrâna și fata blondă beau din aceeași cană. Așa, cetățene? Dar ești sigur că nu vei fi surprins dacă vin clienți în cârciuri mai dumitale. Nici o teamă, cetățene. La ora aia și mai ales iarna, nu vin niciodată. Suntem în sezon mort. Și chiar dacă vin, nu ne vor turbura. Dimpotrivă. Sunt toți prieteni, cunoscuți. Foarte bine. De altfel, nu te voi compromite într-un nimic. Luntrea va fi socotită că s-a afundat, că era veche, și bătrâna care ți-a adus-o pe fată dispare odată cu ea. În sfârșit, ca să fii sigur că amândouă s-au unecat dintr-un accident, vei putea, dacă revin la suprafață sau dacă se agață de luntre, să-ți dai silințele pentru a le ajuta și să le ajut să se afunde din nou. Bine, cetățene, ar trebui ca totul să se facă după apusul soarelui, ca să fie întuneric când vor cădea în apă. Nu. Fiindcă dacă nu se vede bine, nu pot da seama dacă cele două femei au băut destul sau mai vor să bea. Ai dreptate. Atunci accidentul va avea loc înainte de apusul soarelui. Perfect, cetățenie. Da, bătrâna nu va bănui nimic? Nu. Când va sosi, îți va sufla la ureche. Trebuie să o necăm pe fată înainte de a se scufunda luntrea. Fă-mi un semn ca să fiu gata să mă salvez cu dumneata. Vei răspunde bătrânei în așa fel încât să-i risipești orice bănuială. În așa fel ca să creadă că duce pe mica blondă să bea. Și când colo, va bea și dânsa. E foarte bine chipzuit, cetățene. Și mai ales bătrâna să nu bănuiască nimic. Fii liniștit. O să înghită hapul de parcă ar fi miere. Atunci, noroc, tinere. Dacă voi fi mulțumit, te voi mai folosi cândva. La dispoziția dumitale. După care, tâlharul, sfârșindu-și povestirea, adăugă. M-am despărțit de omul cu mantaua, m-am suit în barca mea și, trecând pe lângă luntrea cu cofiltir, am șterpelit prada de adinauri. Vedem, dar, din povestirea lui Nicola, că notarul voia, printr-o dublă crimă, să scape și de floarea Mariei și de doamna Serafin,
făcând-o și pe menajeră să cadă în cursa întinsă, credea ea, numai guristei. Mai e nevoie să arătăm că, temându-se cu drept cuvânt ca nu cumva chioara să destăinuie dintr-o clipă într-alta mafloarei Maria că, de mică, fusese părăsită de către doamna Serafin, Jacques Ferrand avea cel mai mare interes să facă să dispară fata, ale cărei mărturisiri ar fi putut să lovească mortal și în averea și în reputația lui. Cât despre doamna Serafin, notarul, sacrificând-o, scăpa de unul din cei doi complici. Celălalt era Bradamanti, care îl puteau pierde, pierzându-se ei înșiși, adevărat, dar Jacques Ferrand socotea că tainele lui se păstrează mai bine în mormânt. Văduva ghilotinatului și tărtăcuța ascultaseră cu atenție pe Nicola, care nu se întrerupse decât pentru a bea peste măsură și începu să peroreze cu o exaltare nestăpânită. Dar nu e tot! Am pus la cale o altă afacere cu bătrâna cu cuvaie și cu acel barbion din strada Bobului. E o mare lovitură bine montată și pe care, dacă nu o scăpăm din mână, o să avem cu ce ne giftui. Azi pe mine! E vorba să jefuim o misită de diamante, care are câteodată în sacoșa ei pietre scumpe de vreo 50.000 de franci. 50.000 de franci, strigară mama și fica, ai căror ochi scânteiară de lăcomie. Da, nici mai mult, nici mai puțin. Braț Roșu e și el cu noi. Ieri a și îmbrobodit-o pe intermediară cu o scrisoare pe care i-am dus-o noi doi, eu și Barbion, în Saint-Denis. E un om și jumătate, Braț Roșu. Fiind om cu stare, nimeni nu-l bănuiește. Ca să o momească pe Samsaroică, i-a vândut un diamant de 400 de franci. Ea nu o să se codească să vină pe seară în cârciuma lui de pe Champs-Élysées. Noi o să fim ascunși acolo. Tărtăcuța o să ne însoțească. O să păzească luntrea lângă malul Senei. Dacă va trebui să o ridicăm pe misită moartă sau vie, o să fie un vehicul comod care nu lasă urme. Halal plan. Golanul ăsta de Braț Roșu e deștept foc. Eu n-am niciodată încredere în Braț Roșu, spuse văduva. De pe urma afacerii din strada Montmartre, fratele său Ambroazie la Toulon, iar Braț Roșu a scăpat. Pentru că nu a existat dovezi contra lui, e atât de șiret, dar ca să trădeze pe alții, asta niciodată. Văduva dădu din cap, ca și cum n-ar fi fost convinsă decât pe jumătate de lealitatea lui Braț Roșu. După câteva clipe de gândire, zise, e mai bună afacerea de pe cheiul Billy, de mâine sau pe mine seara, înnecarea celor două femei. Da, Marțial o să ne încurce, ca de obicei. Dar nu-l mai trăznește odată, dracu, strigă Nicola pe jumătate beat, înfigând furios cuțitul în masă. I-am spus mamei că ne-am săturat de el și că așa nu mai merge, reluă tărtăcuța. Cât va fi el aici, nu o să putem scoate nimic din copiii ăștia. Vă spun că oricând e în stare să ne denunțe tâlharul dracului, urmă Nicola. Vezi, mamă, dacă mai fi ascultat, adăugă el cu o expresie sălbatică și plină de înțeles, totul ar fi în perfectă regulă. Mai sunt și alte mijloace. Ăsta e cel mai bun, răspunse banditul. Acum nu, răspunse văduva pe un ton atât de hotărât, încât Nicola tăcu, stăpânit de voința mamei lui, pe care o știa tot atât de criminală, tot atât de rea, dar mai dârză decât el. Văduva adăugă, mâine dimineață părăsește insula pentru totdeauna. Cum așa? Exclamară deodată tărtăcuța și Nicola. O să se înapoieze, caută-i pricina, la bărbătește în față, cum n-ai avut niciodată curajul să o faci. Să ajungeți la bătaie, dacă e nevoie. E puternic, dar voi veți fi doi și vă voi ajuta. Și mai ales fără cuțit. Nu vreau sânge. Să fie bătut, dar nu rănit. Și pe urmă, mamă? Întrebă Nicola. Pe urmă, o să stăm de vorbă. O să-i spunem să părăsească insula mâine. De nu, scena de astă seară o să se repete. Îl cunosc. Încăierările astea repetate o să-l dezguste. Până acum, prea l-a lăsat de capul lui. E încăpățânat ca un catâr. E în stare să rămână totuși din cauza copiilor, interveni tărtăcuța. S-a lăsat de golănii, dar o bătaie tot nu-l sperie, adăugă Nicola. Un an nu, spuse văduva, dar în fiecare zi, ar fi iadul și o să cedeze. Și dacă nu cedează, atunci am un alt mijloc sigur să-l sile să plece la noapte sau cel mai târziu mâine dimineață, reluă văduva cu un surâs ciudat. Cu adevărat, mamă? Da, dar prefer să-l sperii cu bătăile și dacă nu izbutim cu asta, atunci folosești celălalt mijloc. Și dacă nici cu celălalt mijloc nu izbutești, mamă, întrebă Nicola. Mai e unul care reușește totdeauna, răspunse văduva. Deodată ușa se deschise și Marțial intră. Bătea atât de tare vântul, încât nu se auziseră lătrăturile câinilor, vestind de înapoierea fiului mai mare al văduvei. Capitolul 2. Mama și fiul.
Necunoscând perfidele intenții ale familiei, Marțial intră liniștit în bucătărie. Înzestrat cu instincte bune, incapabil de o acțiune josnică sau neomenoasă, Marțial avea totuși o îndelenicire nu prea onorabilă. Pescuia clandestin, iar puterea și îndrăzneala lui insuflau destulă teamă pasnicilor, făcându-i să închidă ochii la actele lui de braconaj pe apă. Acestei ocupații, prea puțin oneste, Marțial îi adăuga o alta și mai ilicită. Curajos, temut, se însărcina bucuros, mai mult din exces de vanitate, din dorința de a desfide, decât din cupiditate, să răzbune, prin încăierări cu pumnii sau cu bâta, victimele unor adversari de forță prea inegală. Trebuie să spunem că Marțial alegea de altfel cu mult spirit de dreptate cauzele pe care le apăra și că lua partea celui mai slab împotriva celui mai tare. Iubitul Lupoaicei semăna mult cu François și cu Amandin. Era de talie mijlocie, dar robust și lat în spate. Părul lui roșcovan și des, tuns mărunt ca peria, îi festona fruntea largă. Barba lui țepoasă și scurtă, fălcile pline, nasul proeminent, ochii albaștri și cutezători, dădea obrazului său o expresie virilă, neobișnuit de dură. Purta o pălărie veche de mușama. Cu tot gerul de afară, n-avea pe el decât o scurtă de pânză deasupra surtucului și pantalonul de pluș din bumbac gros, foarte uzat. Ținea în mână o bâtă roduroasă, pe care o așeză pe bufet lângă el. Odată cu Marțial, pătrunsese în bucătărie un câine șoricar, cu părul negru și lucios, dar rămase la ușă, neîndrăznind să se apropie nici de foc, nici de cei din jurul mesei. Miro, acesta era numele câinelui, vechi complice de braconaj al lui Marțial, știind din propria experiență că era tot atât de puțin simpatic familiei cât și stăpânul său. Dar copiii unde sunt? Acestea fură primele cuvinte ale lui Marțial pe când lua loc la masă. Sunt acolo unde sunt, răspunse cu acrele tărtăcuța. Unde-s copiii, mamă? Reluă Marțial, fără să se simchisească de răspunsul surorii sale. S-au culcat, zise mama scurt. Nu cumva n-au mâncat nimic. Ce te privește pe tine? Se răsti Nicola, după ce golise un pahar mare cu vin ca să-i crească curajul, căci caracterul și forța mușchiulară a fratelui său îi impuneau foarte mult. Marțial, tot atât de nepăsător față de atacurile lui Nicola ca și de ale tărtăcuței, se adresă din nou mamei sale. Sunt necăjit că s-au și culcat copiii. Cu atât mai rău, răspunse văduva. Da, cu atât mai rău, fiindcă îmi place să iau lângă mine când mănânc. Iar noi, fiindcă ne plictisesc, i-am trimis la culcare, se rățuie Nicola. Dacă nu-ți place, n-ai decât să te duci după ei. Marțial, surprins, se uită la fratele lui. Apoi, gândindu-se la inutilitatea unei certe, ridică din umeri, își tăie o felie de pâine și o bucată de carne. Câinele se apropie de Nicola, păstrând totuși o atitudine respectoasă. Banditul, enervat de nepăsarea disprețuitoare a fratelui său și sperând să-l scoată din sărite, dădu o lovitură puternică de piciorul lui Miro, care se porni pe un schelălăit jalnic. Marțial se înroși ca focul, strânse mâinile lui nervoase cuțitul și lovi cu furie în masă. Dar, stăpânindu-se încă, își chemă câinele și zise cu blândețe, "Vin aici, Miro!" Animalul veni să se ghemuiască la picioarele stăpânului său. Atitudinea moderată a lui Marțial dejuca planurile lui Nicola, care voia să-l atâțe pe fratele său și să-l împingă a provoca un scandal. Așa că adăugă, mie nu-mi plac câinii, nu vreau ca javrata să rămână aici. Drept orice răspuns, Marțial își turnă un pahar de vin și bău pendelete. Văduva schimbă o privire cu Nicola, îndemnându-l astfel să continue jocul și să-l întărâte pe Marțial, sperând, așa cum am mai spus, că o ceartă violentă ar duce la o ruptură definitivă și la o despărțire pentru totdeauna. Nicola se ridică de la masă, luă nuiaua cu care văduva îl bătuse pe François și, apropiindu-se de câine, lovi cu furie strigând, "Marș afară, Miro!" Până atunci, Nicola se arătase de multe ori agresiv față de Marțial, dar nu îndrăznise niciodată să-l provoace cu atâta ostilitate și perseverență. Iubitul Lupoaice, înțelegând că Nicola, cu un anumit scop, vrea să-l facă să-și piardă răbdarea, se stăpâni cu tot din adinsul. La schelelăitul câinelui bătut, Marțial se duse la ușă, o deschise, dădu câinele afară și reveni la masă continuând să mănânce. Această răbdare de necrezut, atât de nepotrivită cu firea de obicei impulsivă a lui Marțial, derută pe agresori care se uitau uluiți unul la altul. Dânsul, părând cu totul străin de ce se întâmpla, înghițea cu poftă și păstra o tăcere adâncă.
Tărtăcuța, ia vino de aici, porunci văduva. Fata se grăbi să se supună, dar Marțial zise, așteaptă, n-am terminat încă masa. Cu atât mai rău, interveni văduva, luând ea însă și sticla. A, reluă amantul poicei, asta e altceva. Și, turnându-și apă într-un pahar mare, bău, pugni din limbă și zise, strașnică apă. Acest imperturbabil sânge rece stârni și mai mult mânia și furia lui Nicola, ațățat și așa de băutură multă. Totuși, se mai codea să atace direct, cunoscând forța neobișnuită a fratelui său. Dar, deodată, exclamă, încântat de ideea ce-i venise. Ai făcut bine, Marțial, că te-ai supus în privința câinelui. Ar trebui să te porți totdeauna așa. Alminteri, te poți aștepta să-ți alungăm și amanta cu lovituri de picior, așa cum ți-am gonit câinele. A, da, interveni tărtăcuța, care ghicise intenția lui Nicola, căci, dacă ieși din bușcărie, ar avea de gând să vină aici, pe insulă, aș pălmui o crunt cu mâna mea. Iar eu aș da o tumba în apă, lângă barca de la capul insulei, adăugă Nicola, și dacă ar ieși la suprafață, aș izbi-o cu piciorul până s-ar neca. Putoarea dracului! Această injurie adusă lui Poice, pe care o iubea cu o pasiune sălbatică, fu mai tare decât stăpânirea de sine ce și-o impusese Marțial. Încruntă din sprâncene, sângele îi se urcă în față, vinele de pe frunte îi se umflară și se întinseră ca niște corzi. Totuși, se mai putu reține și, cu glasul ușor schimbat de o mânie înăbușită, îi spuse lui Nicola, ia seama, cauți ceartă cu lumânarea și ai să te pomenești cu un toc de bătaie cum n-ai mai văzut. Bătaie? Eu? Da, și încă una mai zdravănă ca rândul trecut. Cum? Se miră în bajocoră tărtăcuța. Marțial te-a bătut? Ai auzit, mamă? Atunci, de ce să mă mir că lui Nicolas e frică de el? M-a bătut fiindcă m-a luat pe neașteptate. Hoțește! Exclamă Nicola, livid de furie. Minți! M-ai atacat mișelește. Te-am lovit, dar mi-a fost milă de tine. Da, dacă te mai încumeți să vorbești de prietena mea, de asta dată nu mai încape iertare. O să porți multă vreme semnele loviturilor mele. Și dacă vreau eu să vorbesc de lupoaica, intervenită tărtăcuța, o să strag o pereche de palme, ca să te previn și dacă reîncepi, reîncep și eu să te previn. Dar mie ce o să-mi faci dacă vorbesc? Rosti văduva rărind cuvintele. Dumitale? Da, mie. Dumitale? Repetă Marțial, făcând o sforțare violentă ca să se stăpânească. Dumitale? O să mă bat și pe mine, nu-i așa? Nu. Dacă o vorbești de rău pe lupoaică, îl scarmăn pe Nicola. Și acum vedeți-vă de treabă. Și dânsul de asemenea. Tu să mă scarmen pe mine, strigă înfuriat banditul, ridicând periculosul său cuțit. Nicola, lasă cuțitul, interveni văduva, repezindu-se să apuce brațul fiului ei. Dar acesta, amețit de vin și de mânie, se ridică, o dădu cu brutalitate în lături pe mamă sa și se năpustie asupra fratelui său. Marțial se dădu repede înapoi, apucă bâta lui noduroasă și luă poziție de apărare. Nicola, fără cuțit, se împotrivi din nou văduva. Lasă-l să facă ce vrea, strigă tărtăcuța, înarmându-se cu toporișca strângătorului de fier vechi. Nicola, mânuindu-și formidabilul cuțit, pândea momentul să se arunce asupra fratelui său. Atât ați spun, exclamă el, că pe tine și pe canalia ta de lupoaică o să vă spinte pe amândoi și încep chiar acum. Vino încoace, mamă, și tu, tărtăcuțo, să-l potolim odată pentru totdeauna. Prea ne încurcă treburile. Și, crezând momentul favorabil să-l atace, brigandul se avântă cu toată puterea asupra fratelui său. Marțial, priceput luptător cu bâta, se retrase brusc, ridicând ciomagul care, iute ca săgeata, descrise șuierând un opt în aer și căzu cu atâta greutate pe antebrațul drept al lui Nicola, încât acesta, lovit de o paralizie subită, dureroasă, scăpă cuțitul din mână. Tâlharule, mi-ai frânt osul, strigă el, apucându-și cu mâna stângă brațul ce i-atârna inert. Nu, mi-a sărit doar bâta, fără să vreau, răspunse Marțial, aruncând cu lovitură de picior cuțitul sub dulap. Apoi, profitând de durerea cel paraliza pe Nicola, îl luă de guler, îl împinse îndărât cu brutalitate până la ușa pifnicioarei de care am vorbit, o deschise cu o mână, iar cu cealaltă își îmbrânci frațele amețit de acest atac brusc și îl încuie înăuntru. Pe urmă, revenind la cele două femei, o șfăcă pe tărtăcuța de umeri și, în ciuda împotrivirii ei, a țipetelor și a unei lovituri de secure care îl răni ușor la mână, o încuie și pe soră sa într-o odaie joasă, lângă bucătărie. După care, adresându-se văduvei încă uluită de toată această manevră, pe cât de îndemânatică, pe atât de neașteptată, Marțial îi spuse cu răceală,
Și acum, mamă, între noi doi. Ei bine, da, între noi doi, exclamă văduva și chipul ei inexpresiv se aprinse. Tenul șters se coloră, un foc sumbru i-a aprinse pupilele, până atunci stinse. Mânia, ura, împrumutau o înfățișare teribilă trăsăturilor ei. Da, acum între noi doi, reloia cu glas amenințător. Aștept clipa asta ca să afli odată ce am pe inimă. Și eu la fel o să-ți spun ce am pe suflet. 100 de ani de-o fi să trăiești și o să-ți aduci aminte de noaptea asta. O să-mi aduc aminte. Fratele și sora mea au vrut să mă ucidă și dumneata n-ai făcut nimic ca să-i împiedici. Ei bine, vorbește. Spune-mi, ce ai împotriva mea? Ce am? Ce am? Da, de la moartea tatălui tău n-ai comis decât lașități. Cine? Eu? Da, ești laș. În loc să rămâi alături de noi și să ne susții, ai fugit la Rambouillet. Se braconezi prin păduri cu acel vânător pe care l-ai cunoscut la Bercy. Dacă rămâneam aici, eram acum la Ognă, ca Ambroaz, sau aproape de pușcărie, ca Nicola. N-am vrut să hoțesc ca voi, de aceea mă urâți. Tu ce meserie ai? Înainte furai vânat, acum fur pește. Tot hoție fără primejdie, hoție de laș. Peștele, ca și vânatul, nu aparțin nimănui. Azi al unuia, mâine al altuia. Cine îl prinde mai întâi? Eu nu fur. Cât despre lașitatea mea, pentru bani, bas pe alții mai slab decât tine. Fiindcă și ei au bătut pe alții mai slab decât dânsii. Îndeletnicire de lași, de lași! Există altele mai cinstite, e adevărat. Dar nu dumneata ai dreptul să-mi o spui. Atunci, de ce nu te-ai apucat de ele în loc să vii aici, să trândăvești și să trăiești pe spinarea mea? Îți dau peștele și banii ce-i capăt. Nu e mult, dar e destul. Nu vă păgubesc cu nimic. Am încercat să mă fac lăcătuș și să câștig mai mult. Dar când de mic copil ai hoinărit pe malul apei și prin păduri, nu poți face altceva. S-a zis cu tine, pe toată viața. Și pe urmă, adăugă Marțial cu o expresie întunecată, mi-a plăcut dintotdeauna să trăiesc singur, pe apă sau în codru, unde nimeni nu mă întreabă nimic. Pe câtă vreme în lume, când se vorbește de tatăl meu, nu trebuie să răspund, ghilotinat. De fratele meu, ocnaș, de sora mea, hoață. Și de mamă ta ce răspunzi? Răspund? Ce? Răspund că a murit. Și bine faci. Sunt ca și moartă pentru tine. Nu te cunosc, lașule. Fratele tău e la Ognă. Bucnicul și tatăl tău a sfârșit eroic, pe eșafod, sfidând pe preot și pe călău. În loc să-i răzbuni, tremuri. Să-i răzbuni? Da, să arăți că ești un adevărat marțial. Să scuipi pe cuțitul ghilotinei și pe gluga roșie a gâdelui și să termin ca tatăl și mama ta, ca sora și fratele tău. Oricât de deprins cu exaltările feroce ale mamei lui, Marțial nu-și putu stăpâni fiorii. Înfățișarea văduvei ghilotinatului, pe când pronunța aceste cuvinte, era înfricoșătoare. O, lașule, reluia cu furie crescândă, mai mult idiot decât laș. Vrei să fii un om cinstit? Cinstit? Oare nu o să fii totdeauna alungat, disprețuit ca fiu de asasin, frate de ocnaș? Dar tu, în loc să ai ca scop în viață doar răzbunarea și ura neîmpăcată, te-ai înfricoșat. În loc să muști, o iei la goană. Când ți-au ghilotinat tatăl, ne-ai părăsit. Lașule! Și știai că nu puteam pleca din insulă și ieși în oraș fără să ne însoțească urletele mulțimii, să se arunce cu pietre după noi ca după niște câini turbați. O să plătească ei pentru toate astea. O să vezi. O să plătească. Un om, 10 oameni, nu mă tem de ei. Dar să fiu hulit de o lume întreagă ca urmaș și frate de criminal? E bine, nu. Asta n-am putut îndura. Prefer să cutreier pădurile ca braconier împreună cu Pierre, vânătorul. Trebuia să rămâi acolo, în pădurile tale. M-am înapoiat din pricina unei neînțelegeri cu un guard silvic și mai ales din cauza copiilor, fiindcă erau la vârsta când o apuci pe drumuri rele. Asta este. Și ce-ți pasă ție? Îmi pasă, deoarece nu vreau să ajungă niște golani ca Ambroaz, Nicola și Tărtăcuța. Nu mai spune. Singuri, lăsați pe mâna voastră, nu-i așteaptă altceva. M-a și băgat ucenic la vreun meșteșugar, să câștig atât cât să-i pot lua la mine pe acești copii și să părăsim insula. Dar la Paris se știe totul. Eram tot fiul ghilotinatului, fratele ocnașului. Nu era zis să nu mă încaier cu câte unul. Asta m-a obosit. Dar asta nu te-a făcut să renunți la cinste. Ți-aș fi stat atât de bine. În loc să te împingă inima să revii la noi, să faci cum o să facă și copiii. Fără să vrei. Da, fără să vrei. Crezi că-i momești cu predicile tale. Doar suntem și noi aici. François e de pe acum al nostru aproape. La cel din tâi prilej intră în bandă. Ba nu. O să vezi că da. Mă pricep eu. Are viciun el, numai că se codește. Că despre Amandine,
De cum o să împlinească 15 ani, o să o pornească de la sine. Aha, au dat cu pietre după noi. Ne-au hăituit ca pe câinii turbați. O să vadă ei ce poate face familia noastră, afară de tine, lașule, căci numai tu ne faci de rușine. E păcat. Și, fiindcă te-ai stricat cu noi, de mâine încolo o să pleci de aici și nu o să te mai întorci niciodată. Marțial se uită surprins la mama lui. După o clipă de tăcere, îi zise: Mi-ați căutat ceartă în timpul mesei ca să ajungi aici? Da, ca să-ți arăt ce te așteaptă dacă ai vrea să rămâi cu noi, fără voia noastră. Iadul, auzi tu? Iadul. În fiecare zi o ceartă, lovituri, bătăi și nu o să fim singuri ca în seara asta. O să ne vină prieteni, să ne ajute. N-o să rezist nici 8 zile. Crezi că mă înspăimânți? Îți spun numai ce o să se întâmple. Mie tot una. Rămân aici. O să rămâi aici? Da, împotriva voinței noastre, a dumii tale, a tărtăcuței, a lui Nicola, împotriva tuturor haimanalelor de teapa voastră. Ei, aș, mă fac să râd. În gura acestei femei cu chip sinistru și feroce, aceste cuvinte stârneau fior de groază. Îți spun că o să rămân aici până găsesc un mijloc de trai în altă parte, împreună cu copiii. Singur, n-aș avea nicio greutate. Aș întoarce în pădure. Dar din pricina lor, am nevoie de timp ca să găsești ceea ce caut. Până atunci, rămân pe loc. Aha, rămâi, până o să poți lua cu tine copiii. Așa cum zici, să iei copiii. Când le-i spune veniți, o să vină în funga mare, fii sigură. Văduva ridică din numeri și relua. Ascultă, ți-am spus adineauri că dacă ar fi să trăiești 100 de ani, o să-ți amintești de noaptea asta. O să spun de ce. Dar mai întâi răspundem. Ești chiar hotărât să nu pleci de aici? Da, da, de 1000 de ori da. O să spui îndată nu, de 1000 de ori nu. Ascultă-mă cu atenție. Știi cu ce se ocupă fratele tău? Bănuiesc, dar nu mă interesează. O să te intereseze. Fură. Cu atât mai rău pentru el. Și pentru tine? Pentru mine? Fură noaptea prin spargere, caz de ognă. Noi tăinuim furturile. Dacă vor fi descoperite, suntem osândiți la aceeași pedeapsă ca tăinuitorii. Și tu la fel. Familia se destreamă, iar copiii rămân pe drumuri și o să deprindă obiceiurile tatălui și bunicului tău, tot atât de bine ca și aici. Eu arestat ca tăinuitor, complicele vostru, pe ce dovezi? Nu se știe din ce trăiești. Vagabondezi pe apă. Ai faima unui om rău, locuiești cu noi? Cine să te creadă că nu știi de furturile noastre și că nu le tăinuiești? Voi dovedi că nu. O să te denunțăm că ne ești complice. Să mă denunțați? Pentru ce? Ca să te răsplătim, fiindcă ai vrut să rămâi aici, împotriva voinței noastre. Aia dineauri ai vrut să mă înfricoșezi într-un fel. Acum încerci în alt fel. Nu se prinde. Voi dovedi că n-am furat niciodată. Rămân aici. Așa? Rămâi? Atunci ascultă mai departe. Îți amintești ce s-a întâmplat anul trecut în noaptea de Crăciun? În noaptea de Crăciun? Întrebă Marțial, încercând să-și aducă aminte. Gândește-te bine. Gândește-te bine. Nu mi-amintesc. Îți amintești că Braț Roșu a adus pe seară un bărbat bine îmbrăcat, care era nevoit să se ascundă? Da, acum mi-aduc aminte. Eu mă dusesem la culcare și l-am lăsat să cineze cu voi. A petrecut noaptea aici. În zori, Nicola l-a condus la Saint-Ouen. E sigur că l-a condus la Saint-Ouen? Păi chiar dumneata mi-ai spus asta a doua zi. Erai deci aici în noaptea de Crăciun? Păi da, ieși. În noaptea aceea, individul, care avea mulți bani la dânsul, a fost asasinat chiar în casa asta. El? Aici? Și jefuit. Și îngropat în magazia de lemne. Asta nu e adevărat, strigă Marțial, pălind de groază, nevrând să creadă în această nouă crimă a lor săi. Vrei să mă înfricoșezi? Încă o dată, nu e adevărat. Întreabă-l pe protejatul tău, François. Ce-a văzut el azi dimineață în magazie? François? Și ce-a văzut? Un picior al mortului vii din pământ. Ia felinarul și coboară. E să te convingi cu ochii tăi. Nu, răspunse Marțial, ștergându-și fruntea scăldată de o sudoare rece. Nu te cred. O spui ca să-ți arăt că, dacă rămâi aici împotriva voinței noastre, riști în orice clipă să fii arestat ca părtaș la furt și omor. Ai fost aici în noaptea de Crăciun. O să spunem că ne-ai ajutat să dăm lovitura. Cum poți dovedi contrariul? Doamne, Dumnezeule, exclamă Marțial, ascunzându-și fața în palme. Acum te hotărăști să pleci? Întrebă văduva cu un surâs sardonic. Marțial era distrus. Din nefericire, nu se îndoia de adevărul spuselor mamei lui. Viața de hoinar ce o ducea, locuința ce o împărțea cu o familie atât de criminală,
toate astea puteau într-adevăr face să apese asupra lui Bănuieli, care, în ochii justiției, s-ar putea preface în certitudini, dacă mama, fratele și sora lui l-ar acuza de complicitate. Văduva se desfăta de descurajarea fiului ei. Ai un singur mijloc să ieși din încurcătură. Să ne denunți. Ar trebui, dar nu o să o fac. Știi bine că nu. De aceea ți-am și spus totul. Acum o să te duci? Marțial vrut să încerce să o înduioșeze pe această scorpie de femeie. Mamă, rostie la nevoie. Nu te cred capabilă de un asemenea omor. N-ai decât, dar du-te. Bine, dar cu o condiție. Fără nicio condiție. Să dai copiii la învățătură, departe de aici, în provincie. Să rămână aici. Ascultă, mamă, când îi vei face să fie la fel ca Nicola, ca Tărtăcuță, ca Ambroaz, ca tata, ce o să ai de aici? Să dau lovituri bănoase cu ajutorul lor. Nici așa nu suntem prea mulți. Tărtăcuța rămâne aici, cu mine, să vedem de cârciumă. Nicola e singur. Odată crescuți, François și Amandine o să-i dea o mână de ajutor. S-a aruncat cu pietre și după ei, mititei. Trebuie să se răzbune. Ia spune, mamă, pe Tărtăcuța și pe Nicola iubești, nu-i așa? Da, și? Ai vrea să imite și copiii. Crimele voastre și ale lor să fie descoperite. Da, și? Să urce treptele eșafodului, ca tatăl lor. Ei, da, și? Și nu tremur pentru soarta lor. Soarta lor va fi și a mea, nici mai rea și nici mai bună. Eu fur, ei fură. Eu omor, ei omoară. Cine o va prinde pe mamă, îi va prinde și copiii. Nu ne vom părăsi. Capetele noastre, dacă vor fi să cadă, vor cădea în același coș. Deci vor lua rămas bun unul de la celelalte. Nu vom da îndărăt. Singur tu ești lașul familiei și te izgonim. Pleacă. Dar copiii, copiii, copiii vor crește. Îți spun că, dacă nu erai tu, ar fi acum ca și noi. François e aproape copt. După ce vei fi plecat, Amandine va recâștiga timpul pierdut. Mamă, te implor, trimite copiii în ucenicie, departe de aici. De câte ori să-ți mai spun că își fac aici ucenicia? Văduva ghilotinatului articulase aceste ultime cuvinte într-un fel atât de neînduplecat, încât Marțial pierdu orice speranță de a face să se topească acest suflet de granit. Dacă așa stau lucrurile, reîncepu el, ascultă-mă la rândul dumitale, mamă. Rămân pe loc. Dar nu în casa asta. Ar însemna să mă las asasinat de Nicola sau otrăvit de Tărtăcuța. Cum însă n-am cu ce mă muta în altă parte, eu și copiii vom locui în baraca de la marginea insulei. Ușa e solidă, o să o întărești și mai mult. Odată instalați acolo, baricadați cum se cuvine, cu pușca, bâta și câinele meu, nu mi-e frică de nimeni. Mâine dimineață iau copiii cu mine. Ziua mă vor însoți în barca mea sau pe drumurile mele. Noaptea vor dormi lângă mine, în cabană. Vom trăi din ce pescuiesc eu. Asta va dura până ne voi găsi un loc. Și îl voi găsi. Așa stau lucrurile. Nici dumneata, nici fratele meu și nici Tărtăcuța nu mă puteți împiedica, nu-i așa? Dacă furturile și crima voastră vor fi descoperite în timpul șederii mele pe insulă, cu atât mai rău. La noroc. Le voi spune că m-am reîntors, că am rămas aici de dragul copiilor, ca să nu-i lasă decadă. Vor chibzui. Dar să mă trăsnească cerul dacă părăsesc insula și dacă mai las copiii o singură zi în casa asta. Da, și vă desfid pe dumneata și pe ceilalți doi să mă izgoniți din insulă. Văduva cunoștea dârzenia lui Marțial. Copiii își iubeau fratele mai mare pe cât se temeau de el. L-au urmat deci fără să șovăie dacă el i-ar chema. Despre dânsul, înarmat, hotărât, mereu vigilent, în barca lui pe timpul zilei, retras și baricadat în cabana de pe insulă noaptea, era la adăpost de uneltirile mărșave ale familiei. Planul lui Marțial era deci în întregime realizabil. Numai că văduva avea alte motive să-l zădărnicească. Mai întâi, așa cum meșteșugarii cinstiți consideră câteodată numărul copiilor lor ca o avuție, în vederea serviciilor ce le-ar putea aduce când vor crește mari, văduva se bizuia pe Amandine și pe François să-i ajute în crimele ei. De altfel, ceea ce spusese despre dorința ei de a-și răzbuna soțul și fiul era perfect adevărat. Unele ființe crescute, îmbătrânite și călite în crimă, se răzvrătesc pe față și pornesc o luptă înverșugată împotriva societății și își închipuie că prin noi crime se revanșează pentru dreapta pedeapsă care le-a lovit, pe ele sau pe ei lor. Afară de asta, sinistrele planuri ale lui Nicola cu privire la Floarea Mariei și mai târziu la misita de pietre scumpe puteau fi contracarate de prezența lui Marțial. Văduva sperase să ajungă la o despărțire imediată de Marțial.
fie provocând cearta cu Nicola, fie arătându-i că, dacă se încăpățânează să rămână pe insulă, riscă să treacă drept complice la mai multe crime. Pe cât de șirată, pe atât de perspicace, văduva, dându-și seama că se înșelase, simți că trebuie să recurgă la perfidie ca să-l facă pe fiul ei să cadă într-o cursă sângeroasă. Reluă, deci, după o lungă tăcere, prefăcându-se amărâtă: acum îți ghicesc planul. Nu vrei să ne denunți chiar tu. Vrei să pui copiii să o facă. Eu? Ei știu acum că un om e îngropat aici. Știu că Nicola a furat. Ajunși ucenici la un meșter străin, ar trâncăni. Am fi prinși și ne-am curățat cu toții. Tu cu noi împreună. Iată ce s-ar întâmpla dacă te-aș asculta și te-aș lăsa să găsești copiilor un loc în altă parte. Și mai spui că nu vrei să ne faci niciun rău. Nu-și cer să mă iubești, dar nu grăbi clipa în care vom fi prinși. Tonul îndulcit al văduvei îl făcu pe Marțial să creadă că amenințările lui avuseseră un efect pozitiv. Căzu astfel într-o cursă infamă. Cunosc eu pe copiii noștri, răspunse el. Sunt sigur că, dacă i-aș ruga să tacă, nu o să sufle un singur cuvânt. De alminteri, într-un fel sau altul, o să fiu tot timpul cu ei. Răspund eu de tăcerea lor. Parcă poți răspunde de vorbele unui copil, mai ales la Paris, unde lumea e curioasă și pălăvrăgește vrute și nevrute. Tocmai pentru că vreau nu atât să ne ajute în loviturile noastre, cât să nu ne poată vinde, țin să-i am aici, lângă mine. Dar nu merg ei câteodată în împrejurimi și chiar la Paris? Cine i-ar împiedica să vorbească, dacă ar voi să o facă? Dacă ar fi departe de aici, da, perfect. Ce-ar putea spune ei, n-ar fi deloc primejdios. Departe de aici? Și unde, mă rog? Întrebă văduva, uițându-se țintă la fiul ei. Lasă-mă să iau cu mine, restul nu te privește. Și din ce-i să trăiești tu și ei de asemenea? Postul meu patron, lăcătuș, e om cum se cade. O să-i spun cum stau și poate o să-mi împrumute ceva bani de dragul copiilor. O să pot astfel să-i bag ugenici undeva, departe de aici. Plecăm peste 2 zile și nu o să mai auzi de noi. Nu, va fi cum am spus. Vreau să rămână la mine, să fiu mai sigură de ei. Atunci mă instalez mâine în baraca insulei în așteptarea de mai bine. Am și eu cap, știi doar. Da, știu. Acum aș vrea să te văd departe de aici. De ce n-ai rămas în pădurea ta? Îți propun să te scap de mine și de copii. O să o părăsești deci pe lupoica ta la care ții atât? Întrebă deodată văduva. Asta mă privește. Știu ce am de făcut. Am și eu ideile mele. Dacă te lasă ei cu tine pe Amandine și pe François, nu o să mai pui niciodată piciorul în Paris? În 3 zile vom fi plecați și ca și morți pentru voi. Asta mi-ar plăcea mai mult decât să te am aici și să mă feresc mereu de ei. Fie, deoarece trebuie să mă împac cu gândul ăsta, ia-i și plecați cât mai repede, să nu vă mai văd niciodată. S-a făcut. S-a făcut. Dă-mi acum cheia pivniței să-i deschid lui Nicola. Nu. Să-i treacă mai întâi beția. Îți dau cheia mâine dimineață. Și tărtăcuța? Ia e altceva. Îi dai drumul după ce urc la mine. E scârbă să o văd. Du-te, înghițite-ar iadul. Asta mi-o spui în chip de noapte bună, mamă? Da. Din fericire, va fi cea din urmă. Cea din urmă, repetă văduva. Fiul aprinse o lumânare, descuie ușa bucătăriei, își fluieră câinele care veni în goană gudurându-se bucuros și-și urmă stăpânul la etaj. Du-te! Ți-ai încheiat socotelile! Murmură mama, amenințându-și cu pumnul fiul care urcase scara. Tu ai vrut-o! Apoi, ajutată de tărtăcuță, căută o legătură de chei false și descuie ușa pivniței, eliberându-l pe Nicola. Capitolul 3. François și Amandine. François și Amandine dormeau într-o încăpere situată chiar deasupra bucătăriei, la capătul unui coridor, din care se deschideau mai multe odăi destinate obișnuiților cărciumii. După ce consumaseră cina lor frugală, în loc să stingă lămpașul, așa cum poruncise văduva, cei doi copii rămaseră treji, lăsând ușa întredeschisă, pândind trecerea fratelui lor, Marțial, înainte de a se retrage în cămăruța lui. Așezată pe un scaun șchiop, lămpița arunca o lumină palidă prin gemulețul ei. Pereți de ipsos, tărcați de leațuri ca femei, un pat desfundat pentru François, un vechi pătuc prea scurt pentru Amandine, niște scaune și bănci sparte de către turbulenții vizitatorii tavernei din insula culegătorului de fier vechi, așa arăta interiorul acestei încăperi. Amandine, așezată pe marginea patului, tot încerca să-și înnoade sub bărbie fâșia de mătase furată, dăruită de fratele ei, Nicola. François, în genunchi, ținea un ciop de oglindă în fața fetei, care căuta să lărgească funda lată a celor 2 capete ale fularului. Atent și foarte încântat de găteala surorii sale, François pierdu o clipă din vedere că trebuia să țină oglinda,
în așa fel ca imaginea surorii lui să se reflecte în trânsa. Țin oglinda mai sus, îl ruga Mandin. Nu mă văd. Așa, acum e bine. Așteaptă puțin. Gata, am isprăvit. Uită-te la mine, îmi stă bine? Oh, foarte bine, foarte bine. Doamne, ce frumoasă fundă! Să-mi legi și mie cravata tot așa, vrei? Da, îndată, dar stai să mă plimb puțin. Tu să mergi de-a îndăratelea și să ții oglinda sus ca să mă văd din mers. François se supuse cât putuse mai bine, spre marea mulțumire a Amandinei, care se fandosea, mândră și încântată de enorma fundă a fularului. Zărind o dâră de lumină, străbătând din odaia copiilor prin ușa întredeschisă, Marțial intră la ei. Cei doi copii alergară în întâmpinarea lui și el îi îmbrățișă cu dragoste. Cum? Nu v-ați culcat încă, mici flecari ce sunteți? Nu, dragă frate, te așteptam să vii la noi și să-ți urăm noapte bună, spuse Amandin. Și apoi am auzit cât de tare se vorbea jos, parcă v-ați fi certat, adăugă François. Da, zise Marțial, am avut o neînțelegere cu Nicola, dar nu-i nimic. De altfel, sunt mulțumit că v-am găsit treji. Am să vă dau o veste bună. Nouă? Ați fi mulțumit să plecați de aici și să veniți cu mine undeva, foarte departe de aici? Oh, da, dragă frate. Da, dragă frate. Ei bine, în 2-3 zile părăsim insula toți trei. Ce fericire, striga Amandin, dând veselă din palme. Da, tu ce ai pe cap, fata mea? Întrebă Marțial, observând basma o de mătase. Un fular pe care mi l-a dat Nicola. Mi-a dat și mie unul, zise mândru François. Și de unde au ieșit aceste fulare? M-aș mira ca Nicola să le fi cumpărat pentru a vi le dărui. Amândoi copiii lăsară capul în jos fără a răspunde. După o clipă, François spuse cu hotărâre. Nicola ni le-a dat. Nu știm de unde le are. Nu-i așa, Amandin? Nu, nu, dragă frate, adăuga Amandin, bâlbâindu-se și roșind, fără a îndrăzni să se uite la Marțial. Nu mințiți? Spuse aspru Marțial. Nu mințim, adăugă aspru François. Amandin, copila mea, spune adevărul, reluă Marțial cu blândețe. Ei bine, ca să spun tot adevărul, continuă timid Amandin, aceste frumoase basmale sunt dintr-o ladă cu stofe pe care Nicola a adus-o astă seară în nuntra lui. Și pe care a furat-o? Cred că da, de pe o luntre cu coviltir. Vezi, François? Mințeai, spunea Marțial. Copilul lăsă capul în jos și nu răspunse. Dă-mi acest fular, Amandin. Dă-mi și pe al tău, François. Fata scoase basmaua, privi pentru ultima oară funda mare care nu se desfăcuse și o întinse lui Marțial, înăbușindu-se un suspin de părere de rău. François scoase încet din buzunar fâșia de mătase și, ca și sora lui, i-o dădu lui Marțial. Mâine dimineață, urma acesta, voi înapoia fularele lui Nicola. N-ar fi trebuit să le primiți, copii. Să te bucuri de un lucru furat e ca și cum ai fi furat tu însuți. Păcat, erau foarte frumoase, spuse François. Când vei avea o meserie și vei câștiga bani din munca ta, o să-ți poți cumpăra altele, tot atât de frumoase. Haide, culcați-vă, e târziu, copiii mei. Nu e supărat? Întrebă sfioasa Amandin. Nu, nu, fata mea, nu e vina voastră. Trăiți cu pungașii, faceți ca și ei fără să vă dați seama. Când veți fi printre oameni cinstit, vă veți purta ca ei și veți fi curând. Sau să mă ia dracu. Acum, noapte bună. Noapte bună, dragă frate. Marțial îmbrățișe copiii care rămaseră singuri. De ce-i, François? Par trist, spuse Amandin. Iată, fratele meu mi-a luat fularul ăla frumos și apoi... N-ai auzit? Ce? Vrea să ne ducă să ne bage în ucenicie. Nu-ți face plăcere? Pe dracu! E tot una. Și așa ceilalți copii ne spun hoțomani, copii de ghilotinați. Aveți tu să muncește cam plictisitor. Dar aici o să fim mereu bătuți, frate dragă. Suntem bătuți pentru că ascultăm mai mult de Marțial decât de ceilalți. E atât de bun cu noi. Convorbirea dintre François și Amandin fu întreruptă de o cheie răsucită de două ori pe din afară. Ne încuie, strigă François. Vai, Doamne, și de ce oare? Ce o să ne facă? Poate-i chema Marțial. Ascultă, ascultă cum latră câinele lui, exclamă Amandin, trăgând cu urechea. După câteva clipe, François adăugă. S-ar zice că se lovește cu un ciocan în ușa lui. Poate că vor să o spargă. Da, da, și câinele lui latră mereu. Ia ascultă acum, François. S-ar zice că se bat niște cuie în ceva. Doamne, Dumnezeul meu, mi-e teamă. Ce vor să-i facă fratelui nostru? Și câinele lui a început să urle acum. Amandin, nu se mai aude nimic, reluă François apropiindu-se de ușă. Cei doi copii, reținându-și suflarea, ascultau îngroziți. Iată că se întorc de la fratele nostru, spuse încet François. Îi aud umblând în coridor. Să ne aruncăm pe paturi.
Mama ne-ar omorâ dacă ne-ar găsi trei, spuse Amandine înspăimântată. Nu, relo François, trăgând mereu cu urechea. Au trecut prin fața ușii noastre. Coboară scara alergând. Doamne, Dumnezeule, ce poate să fie? A, se deschide ușa bucătăriei. Acum, crezi? Da, da, recunosc după zgomotul care îl face. Câinele lui Marțial urlă mereu, adăugă Amandine. Deodată exclamă, François, fratele nostru ne cheamă. Cine, Marțial? Da, auzi? Auzi? Într-adevăr, cu toată grosimea celor două uși închise, vocea răsunătoare a lui Marțial, care din odaia lui chema pe cei doi copii, ajunse până la ei. Doamne, nu putem ieși de aici. Suntem încuiați, zise Amandine. Desigur că i-au pus gând rău, dacă el ne cheamă. O, cât despre asta, dacă i-aș putea împiedica, strigă hotărât François, i-aș opri, chiar de-ar fi să mă taie în bucăți. Dar fratele nostru nu știe că ne-au încuiat. O să creadă că nu vrem să-i sărim în ajutor. Strigă-i că suntem închiși. Acesta era pe cale să urmeze sfatul surorii lui, când o lovitură puternică zgudui de afară oblonul ferestruicii. Vin pe acolo, să ne omoare, striga Amandine. Și, în spaima ei, se aruncă pe pat și și-a acoperi fața cu mâinile. François rămase nemișcat, deși împărtășea spaima surorii lui. Totuși, după lovitura violentă de care am vorbit, oblonul nu se deschise. Tăcerea cea mai adâncă domnea în casă. Marțial încetase de a mai chema copiii. Puțin mai liniștit și excitat de o vie curiozitate, François se încumetă să întredeschidă puțin fereastra și încercă să privească afară printre stinghiile oblonului. Ia bine seama, îi șopti Amandine, care, auzindu-l pe François deschizând fereastra, se ridicase în capul oaselor. Vezi ceva? Întrebă ea. Nu, noaptea e prea întunecoasă. N-auzi nimic? Nu, vântul bate prea tare. Dino, vino înapoi atunci. Ah, acum văd ceva. Ce? Lumina unui felinar. Se duce și vine. În mâna cui e? Nu văd decât licăritul. A, se apropie. Oameni, vorbesc. Cine? Ascultă, ascultă. E tertăcuța. Ce spune? Spune să-i se țină bine piciorul scării. A, vezi tu, zgomotul de alineauri l-au făcut când au luat scara mare, care era sprijinită de oblonul nostru. Nu mai aud nimic. Și ce fac cu scara acum? Nu mai pot vedea nimic. Nu mai auzi nimic? Nu. Dumnezeule, François, poate că au adus scara pentru ca să intre pe fereastră la Marțial. E posibil. Dacă ai deschide puțin și oblonul ca să vedem, nu îndrăznesc. Mai puțin. Oh, nu, nu, ar putea să observe mama. E atât de întunerică, nu-i nicio primejdie. François ascultă, dar cu părere de rău de dorința Amandinei, întredeschise oblonul și privi afară. Ei bine, spuse fata înfrângându-și teama și apropiindu-se de François în vârful picioarelor. La lumina lanternei, spuse acesta, o văd pe tertăcuța ținând piciorul scării. Au rezemat-o de fereastră lui Marțial. Și apoi, Nicola se urcă pe scară, are toporișca în mână, o văd cum lucește. A, nu v-ați culcat cine-i scodiți, strigă dintr-o dată văduva, adresându-se de afară lui François și surorii lui. În clipa când mama a vrut să intre în bucătărie, zărise raza lumânării străbătând prin oblon. Înorociții uitaseră să o stingă. Urc la voi, adăugă văduva cu un glas teribil. Vin și vă învăț eu minte, spionilor. Acestea erau evenimentele care se desfășurară în insula căutătorului de fier vechi, în ajunul zilei în care doamna Serafin trebuia să o aducă acolo pe Floarea Mariei.